Bună ziua, pentru astăzi scoici Saint-Jacques cu orez șafranat și pentru ca informația să ajungă la cât mai multă lume, vă rog un like, un share, este binevenit. Mulțumesc! Deci, scoici Saint-Jacques cu orez șafranat. Pentru asta avem nevoie de, în primul rând, un pic de orez care ar fi bine să fie prefiert. Scoicile Saint-Jacques, bineînțeles, puțin marinate de noi, cu usturoi, ulei de măsline, sare, piper, unt și ulei de măsline, sare, piper, stoc de fructe de mare, șalotă, praz, ciuperci, usturoi, roșii, ardei capia, bineînțeles, vinul pentru a intensifica aromele și mirodenile pentru parfumarea produsului. Să trecem la treabă. Pentru început vom face orezul șafranat și în final vom adăuga deosebitele scoici Saint-Jacques. Pentru asta punem la încălzit uleiul. Atenție, foc mic pentru că untul este foarte fragil, se arde repede. Usturoi, praz, ceapă, avem grijă de ulei. Mărunt, cubulețe mărunte, cât puteți de mărunt. Ciuperca mare, o să o punem la cuptor, imediat vă arăt cum. Puține ciuperci cuburi aici. Le păstrăm pentru sos. Continuăm cu cele pentru la cuptor. Curățăm puțin cu o lingură. Curățăm ciuperca. Ușor, cu grijă. Sare, piper și la cuptor. Puțin ulei de măsline. Foarte puțin. Pleacă la cuptor împreună cu puțin ardei capia și roșii. Vom continua să facem orezul. Legumele, orezul, sare, piper, stocul de fructe de mare, șofranul. Atenție la șofran. Pune foarte, foarte puțin. O să discutăm și despre șofran la timpul lui. Puțină smântână. Vinul. Lăsăm să scadă la jumătate. Stocul de fructe de mare.
orezul. Firicel de smântână de gătit. Pune la cald. A venit și rândul scoicilor, să le punem pe plită. Două minute pe o parte, două pe o parte și e gata. Scoatem legumele din cuptor. Le testăm, sunt ok, bravo, s-au făcut. Două minute. Le hidratăm. Montăm pe rapid, deci între timp scoicile se fac la plită. Noi montăm risotto șafranat. Foarte bine miroase. Apăsăm puțin. O să punem ciupercuța. Pe ciupercuță o să punem cochilia de Saint-Jacques. Iar în cochilie, în așteptarea scoicilor, vom monta un pat din legume. Foarte important scoicile să fie calde, să ajungă preparatul corect la masă. Iată, scoicile au venit.